Salutare, dragi boxeni! Cum ați văzut în titlu, suntem la fosta hidrocentrală în Bocșa Montană. În față e piața, în stânga e trezoreria, iar aici este fosta gară din Montană sau haltă din Montană. Asta este clădirea foste hidrocentrale, unii mai spun că a fost și furnal. De curând s-au început ceva lucrări de reabilitare. Momentan s-au oprit lucrările. Nu cunosc mai multe detalii, dar o să încercăm împreună să vedem ce a mai rămas și cum se prezintă la ora actuală această clădire. E foarte afectată, acoperișul aici a căzut. Aici cred eu este camera motoarelor, vedeți acolo mai este o parte din angrenajele care au fost folosite. Din câte am înțeles eu, aici a fost o hidrocentrală care pe baza apei din acest canal care vine din Bârzavă, se punea în mișcare mecanismul acesta care genera energie electrică, curent pentru unitatea minieră de la noi din oraș. Acolo se observă, curge apă, dar nu știu dacă este infiltrație sau probabil vreo țeavă spartă. Da, este foarte dezafectată clădirea. Are o istorie foarte interesantă. Ca de așteptat, foarte mult s-a furat tot ce a fost fier, ce s-a putut valorifica, s-a furat. În ultimii ani, aceasta a aparținut UDR-ului, uzinele, domeniile Reșița. Vedeți aici materiale care au fost pregătite pentru a fi reparată. O să încerc să trec pe partea aceasta. Aici este partea din spate, la fel, destul de afectată. Aici observă parte din ușă, geamurile, iar în față clădirea continuă. O să încerc să intru pe aici. O parte din angrenaje mai există. Iar aici se observă una din camerele principale. Grafiti, niște grinzi vechi. Ușile încă au rezistat. O să o luăm pe partea asta în jos. Sunt acele scări care duc în camera motoarelor. Tavanul, o jumătate este picată. E greu de spus dacă se va mai putea reabilita, pentru că este foarte afectată. Desigur, structura pe alocuri pare a fi încă în regulă.
Aici se observă șine. Probabil se aduceau vagoneți. La fel aici se continuă. Iar acesta este turnul, practic, cel mai înalt din această construcție. Sunt schelele pentru, cum spuneam mai devreme, s-a încercat reabilitarea. Aici ne aflăm în interiorul turnului. La fel, acoperișul lipsește. O să încerc să apropii. Da, greu de spus dacă această locație va mai putea fi salvată, pentru că arată foarte rău. Aici este una din intrări, de fapt singura intrare în turn din exterior. O să încerc să trec pe această latură. Aici se observă turnul, o parte din geamuri încă mai există. Da, ar fi interesant dacă se va reuși renovarea acestuia să primească și o utilitate pe măsură. Aceasta o altă cameră, se observă podelele de lemn încă. Tot în marginea turnului. Da, nu mă pricep la construcții, dar e greu să preconizez dacă va fi reabilitat. Aici este latura din spate. Se observă structura turnului. Clădirea în față este clădirea motoarelor. Probabil pe clădirea din mijloc, pe această ușă, se aprovizionau sau prin ce se aducea pe acele șine. Aici a fost o tablă, dar văd că a dispărut. Da, așa se prezintă la ora actuală acest turn. Ați văzut cu siguranță în presă în ultimele luni că s-a vehiculat despre reabilitarea acestei clădiri. Ar fi foarte interesant dacă s-ar și reuși. Să sperăm că se va întâmpla cât de curând, măcar dacă nu va primi o funcție, măcar să fie un simbol, un element, un reper pentru turiști, pentru orașul Bocșa. O să închei acest video aici. Dacă cunoașteți mai multe detalii despre această locație, aveți poze, aveți articole, puteți să-mi scrieți în comentarii, să luați legătura cu mine și putem prezenta sau putem detalia acest material.
să aveți o zi minunată!